Președintele Consiliului Județean Vasile Iliuță, însoțit de conducerea SC Drumuri și Poduri, a prezentat utilajele pregătite pentru programul de dezăpezire. Dacă în anul 2016 drumarii acționau cu 18 utilaje proprii, în 2019 numărul acestora se ridică la 29. Bună ziua și bine ați venit astăzi, 2 decembrie, la inspecția, să spunem, a parcului de utilaje care vor interveni în iarna 2019-2020. Împreună cu drumurile județene, societatea Consiliului Județean, am venit, să spunem, cu Direcția de Infrastructură a județului, care le confirmă, să spunem, prestațiile de serviciu, să facem inspecția și să vă arătăm ce s-a întâmplat la drumuri județene într-o perioadă de mandat. Aș spune, e ultima, să spunem, iarnă în mandatul de președinte pe care am preluat în 2016. Și de aceea cred că ar trebui să facem și un bilanț la ce s-a întâmplat în cei 4 ani de mandat, să spunem, a patra iarnă pe care am petrecut-o și împreună cu dumneavoastră am făcut, să spunem, acea inspecție la început de iarnă. Aici cred că drumurile județene ar trebui să ne facă o trecere revistă, să ne prezinte utilajele care au intrat în dotarea drumurilor județene în ultimii 3 ani de zile. Și de ce să nu spunem, să mergem să facem și un bilanț, avem o altă zonă unde vă invităm, să facem un bilanț la ce s-a întâmplat de la preluarea mandatului până astăzi, câte drumuri județene asfaltăm și câte drumuri județene asfaltăm astăzi, asta va fi într-un bilanț. Așa că, domnule director Cristian Nițu, te rugăm să ne prezinți parcul de utilaje. Deci în ultima perioadă s-au achiziționat, în primul rând, freze performante pentru curățarea drumurilor, apoi tractoare la fel de performante, John Deere, dotate cu lame și cu sărărițe, pentru menținerea carosabilului uscat, și mai avem în dotare 2 vole la fel foarte performante pentru intervenție în caz de viscol. După cum vedeți, în spatele meu sunt utilajele. Acestea 2 sunt bătrânicile noastre, care sunt în stare de funcționare foarte bună, dar care au consumuri foarte ridicate de combustibil. Le ținem în caz de forță majoră, vom interveni cu ele. Astea? 60. Da. Nu, cu rusești, Ural. Rusești, cel mai de la est sunt, cel mai de la est. Da. Nu, sunt funcționale, sunt ok. Haideți să facem o trecere revistă, să mergem, să facem o trecere revistă. Sunt cele 2 freze Ural, nu? Deci astea sunt zilurile. Să ne prezinte puțin astea 2. Mercedes, deci cu motoare Mercedes foarte puternice, performante. Le-am achiziționat în Austria, au lucrat pe un aeroport în Austria. Aceasta a lucrat anul trecut în zona Lipiucară. Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a bilanțului, să-l numim noi, a drumurilor județene și la pregătirea de iarnă a parcului de intervenție a drumurilor și podurilor județene. Salut aici prezența domnului vicepreședinte al Comisiei de Situație de Urgență, domnul comandant
de la Inspectoratul de Situații de Urgență Pădurarul, vicepreședinte, domnul director Cristian Mințu și persoana pe care dumneavoastră o cunoașteți. Aș putea să fac un bilanț iar patrulea an în care mă ocup de dezăpezirea drumurilor județene, împreună cu echipa pe care am condus-o din cadrul Consiliului Județene, Direcția de Infrastructură. Pe această cale, doamna Alexie, fiind prezentă, a fost pensionară la preluarea mandatului. Vă salutăm că sunteți prezentă, doamna Alexie. Domnul director Geană, dumneavoastră sunteți cel care confirmați, să spunem, toate prestațiile de serviciu pe care drumarul, împreună cu prestatorii de servicii atrași în, în această activitate de dezăpezire și de întreținerea drumurilor, sunt prezenți la decontarea pe care noi, Consiliul Județean, o facem prin delegarea de gestiune pe care am încredințat-o drumurilor și podurilor ESA. Aș face un bilanț la preluarea mandatului în 2016. Realizam 10 km de drumuri județene asfaltați. Iar astăzi am ajuns la 35 de km de drumuri asfaltate. Am găsit o soluție, să o numesc eu, bună în legislația existentă, îmbunătățirea bituminoasă. Această îmbunătățire bituminoasă înlocuiește, să spunem, varianta de drumuri realizate cu finalitate, cu proiect tehnic, cu licitație și cu multe, o mare complexitate, în care ne întârzia, să spunem, decizia de a putea să luăm decizia cea mai bună, să intervenim, să facem această reparație pe drum. E o soluție de reparație pe care noi am găsit-o și cu acești 10 km găsiți, astăzi am ajuns la 35 de km. Nu s-a ajuns într-un lucru, s-a ajuns împreună cu echipa Consiliului Județean, care a înțeles că trebuie să intervenim cu investiții rapide în societatea de drumuri și poduri și a majorat capitalul social de 2 ori. Această majorare de capital s-a datorat în retehnologizarea drumurilor și podurilor prin achiziționarea de mașini 8x4 autobasculante, freze, vole, autoturisme, autoutilitare, tractoare, sărărițe, ceea ce, să spunem, era deficitar în anul în care am venit. Am găsit 16 utilaje care interveneau pe drumuri, astea în complexitatea lor, cele care erau și de, să le numesc eu, de producție românească, care erau destul de deficitare, tractoare, ușoaste 50, raba, aceste lucruri astăzi nu mai sunt în dotare și astăzi am ajuns să avem 30 de utilaje care intervenim pe drumuri județene. Vreau să vă spun că am preferat, împreună cu echipa de conducere a drumurilor și podurilor ESA, să ne consultăm prin Consiliul de Administrație și prin Adunarea Generală, ca reprezentanți pe care Consiliul Județean îi are, să luăm soluțiile cele mai bune, soluții de a putea să aducem tehnologie chiar cumpărată la mâna a doua. Cele freze pe care le-ați văzut dumneavoastră sunt din aeroporturi cumpărate, ca și număr de ore, 1000 și ceva de ore de funcționare, aproape de-abia le-au făcut rodajul, să le numim noi, iar partea de dezăpezire cu sărărițe am preferat să gândim o variantă de a lua mașini de la armată, care sunt cu kilometri foarte puțini, să putem să le dotăm, ele sunt dotate cu tracțiune integrală 4x4 sau 6x6, ca să putem să intervenim, să putem să realizăm obiectivele pe care ni le-am propus, să intervenim în situații critice. E vorba despre ardei de la pantul pe care trebuie să intervenim într-un timp rapid, că vine poreiul. De aceea noi am reușit să spunem, să dăm curs comitetului de situații de urgență, să fim prezenți acolo unde ne indică și unde, de fapt, situația, vremea ne cere să putem să intervenim. Profitul societății în 2016 era de 800.000, deci 8 miliarde vechi. În 2017 am avut un minus de 4,5 miliarde. În 2019 estimăm un profit de 2,2 milioane de ro. Asta se datorează, să spunem, prestațiilor pe care drumurile județene le-a făcut către Consiliul Județean și acest profit se datorează, să spunem, tehnologizării pe care a avut-o în ultimii 3 ani de zile. Aș da un exemplu. În 2017 acționam cu 6 sărărițe, acum avem 13 sărărițe în parcul auto. Deci,
L-am dublat în ultimii 3 ani de zile, parcul de Sărădițe, acolo unde eram foarte deficitar și nu puteam să intervenim și aveam foarte multe accidente și reclamații pe tot ce însemna drumul județene, că nu s-a intervenit la timp. Pentru anul viitor ne dorim un singur lucru. Să venim cu o stație de asfalt modernă. Domnul și Podul și-a achiziționat un teren de 6 hectare în spatele iugului de la fosta întreprindere Consit. Încercăm acum să o modernizăm, acolo să luăm toate documentele. Înseamnă să putem să luăm certificatul de urbanism, să facem puzul pentru zona respectivă, să putem să montăm o stație de asfalt și să facem tot ce înseamnă depozitarea materialelor și agregatelor pentru să putem să funcționăm în parametrii pe care legislația în vigoare și Agenția de Mediu să ne poată da autorizații. După cum știți, funcționăm acum în zona portului vechi al Călărașului. E o zonă unde traversăm o parte a Călărașului, intrăm și ieșim cu materiale grele. E vorba despre asfalt și despre agregatele pe care le folosim pentru fabricația asfalt. Cred că pe viitor lucrurile astea le vom rezolva dacă avem puțină răbdare și încercăm să ducem proiectul pe care ni l-am propus împreună cu Consiliul de Administrație și Adunarea Generală să-l realizăm. Cam asta a fost, să spunem, ca bază de introducere, ce a însemnat 3 ani de zile împreună, domnule director Nițu. 3 ani, al patrulea, să spunem, an la dezăpezire. Înseamnă că lucrurile pe care ni le-am planificat sau promisiunile pe care le-am făcut că vom îmbunătăți activitatea drumurilor și podurilor de țene, se va întâmpla. Dacă vă uitați pe drumurile naționale, toate drumurile de țene le-am semnalizat. Le-am spus, aveți intersecție cu un drum județean, ca să știe lumea ce se întâmplă, pentru că toată lumea nu înțelegea diferența între drumul județene și drumul național. Acum le-am semnalizat, le semnalizăm în continuare, marcăm drumurile județene și un lucru bun, banii care nu i-am cheltuit pentru intrarea în orașul Călăraș de la Siderca, i-am realocat pe drumul 313 și suntem în plină acțiune acum să finalizăm drumul 313. E vorba de Dor Mărunt, Plevna. Un drum care... Radu Vodă. Dor Mărunt, Radu Vodă. 313 urmează, sperăm că săptămâna aceasta să-l finalizăm dacă timpul ne permite și mai plouă sau nu vine zăpadă. Iar avem un drum realizat și v-aș invita miercuri, dacă timpul dumneavoastră v-ar permite, e vorba de drumul Dâlga, Plevna, 304, drumul care la momentul ăsta l-am finalizat, l-am și marcat și putem să vă spunem, e un drum de 9 km pe care Consiliul Județean l-a realizat în anul 2019. Domnul Ministru, cam asta a fost, să spunem, partea Consiliului Județean care s-a implicat în realizarea, să spunem, obiectivelor. Și de ce să nu spunem? Și de intervenție mai rapidă a Inspectoratul General de Situații de Urgență să interveniți într-o parte în alta a județului pe drumurile care, să spunem, nu erau niciodată în dorință de a fi asfaltate sau să le bate cineva într-un plan de modernizare. Da. Dar dacă îmi permiteți, domnule președinte, deci cer scuze, sunt un pic răcit. În primul rând aș vrea să mulțumesc celor din Consiliu, în primul rând domnului președinte și restului la serviciul infrastructură din Consiliul Județean pentru ajutorul acordat și asistența care ne-a oferit-o la orice oră de zi și de noapte în ducerea la îndeplinirea tuturor obiectivelor ce ne-am propus. În primul rând țin să notez dotarea tehnică deosebită care o avem acum spre deosebire de anii precedenți. În acest an intervenim cu 48 de utilaje pentru dezăpezire. Sper să nu mai avem situații de intervenție a televiziunii. Ați văzut că e un reporter în mijlocul unui troian de zăpadă și știți foarte bine ce a urmat. Referitor la această iarnă, sperăm să intervenim la timp. Avem, așa cum am menționat, un număr de 48 de utilaje, din care 29 sunt proprii. 7 freze performante, pe care le-ați văzut la lot. Restul, vole, buldoi excavatoare, închiriate și vor interveni
acolo unde va fi necesar. Materialul antiderapant va fi de mai bună calitate în acest an, respectiv proporția de amestec sare nisip va fi de 50-50%. Deja am creat un stoc de peste 1000 de tone. Urmează ca în punctele critice, respectiv Budești, Undulea, Luica, Mănăstirea, să ducem material antidrapant. Deja s-a dus la Mănăstirea, s-a construit un depozit special să ferim de intemperii materialul antidrapant, să nu mai folosim în stare umedă și sperăm să nu avem evenimente deosebite. Legat de dotarea tehnică, aș vrea să menționez că actualmente în județul Călăraș nu există o mașină de intervenție în cazul, să zicem, s-a răsturnat un tir. Și am avut o situație la Fundulea, de ISU Fundulea, când după autostradă, remorca unui tir a blocat drumul de acces către ISU. Deci este un DAF 6x6, un motor foarte puternic, cu cabestane, pe care urmează să-l îmbunătățim. Și cu care intenționăm de asemenea să scoatem persoane sinistrate, prinse în zăpadă, să le putem scoate afară, din zona de pericol. Conlucrăm, așa cum a menționat și domnul președinte, îndeaproape cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, deși mai au în dotare o Macara, care tot Consiliul ne-a ajutat să o avem în județ. Și ce să vă spun? Sperăm să nu avem evenimente deosebite. Vă mulțumesc. Aici, domnul Pădurariu, câteva cuvinte. Domnule județene, dumneavoastră le cunoașteți. De unde au plecat, unde sunt și unde vreți să ajungă, pentru că aici decizia și intervenția pe timp de situații de risc în județul Călăraș aproape în totalitate va aparține dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, că sunteți prezenți în evenimentele de salvare a fiecărei vieți sau o fiecare incident, să spunem, pe care cetățeanul din județul Călăraș îl are. Cu atât, domnule președinte, director. Dacă mai întâi a fost clar pus în discuție partea socială și economică, ce o poate dedica foarte mult infrastructura județului, și aici e clar că Consiliul Județean s-a preocupat foarte mult ca aceste drumuri să fie aduse la un standard cât mai înalt. Din punctul nostru de vedere al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, e clar că tot ce înseamnă infrastructură de nivel înalt ne ajută foarte mult în operativitatea pe care o avem noi ca și echipaje de intervenție la diferitele situații de urgență. Nu numai noi ca și Inspectorat pentru Situații de Urgență, dar și celelalte instituții, mai ales ale Ministerului Afacerilor Interne, Poliție, Jandarmerie, avem nevoie de această infrastructură, de aceste drumuri, astfel încât timpul de ajungere la evenimentele care se întâmplă, se desfășoară, să fie cât mai scurt. Avem o foarte bună colaborare și anii anteriori, dar mai ales în ultimii ani, clar s-a văzut o îmbunătățire a acestui aspect, mai ales în perioada aceasta a sezonului de iarnă, când într-adevăr județul și zona noastră a Bărăganului se confruntă de multe ori cu o perioadă de viscol puternic. Și, într-adevăr, drumurile astea, și naționale și, bineînțeles, județene, sunt obturate de nămeții de zăpadă formați aici. De fiecare dată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se întrunește la nivelul, printr-un centru de conducere și coordonare la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, și acolo, împreună cu cei de la drumurile județene, drumurile naționale, cu instituțiile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, se face o țelură aceasta de criză și se iau deciziile cele mai bune în vederea asigurării asistenței, mai ales asistenței
medicale cetățenilor județului. Tot prin sprijinul Consiliului Județean, Inspectoratul în situații de urgență este implicat în mai multe proiecte cu fonduri europene transfrontaliere. Noi avem achiziționat și un sistem informatic care acum se pune la punct, unde și domnul de la drumurile județene participă și la momentul acesta, anul acesta sau în sezonul acesta de iarnă, putem ști cu certitudine unde se află mașinile celor de la drumul județene, celor de la drumul național, astfel încât să avem o coordonare cât mai bună în aceste situații de urgență, să putem să ne ajutăm reciproc. Astfel, la solicitarea cetățenilor pentru sprijinul acesta de asistență medicală, să putem să intervenim cât mai repede, cu putință, să acordăm acest sprijin. Avem... Și la distanță, parcă aveți acel ochelar care dirigează la distanță, da, și transmite imaginea, putem, și puteți coordona de la distanță. Putem să coordonăm la distanță, da. Sistemul informatic e doar nou venit, acum se implementează și cred că în cel mai scurt timp o să-l avem în funcțiune la toată capacitatea lui. Bineînțeles și această problemă cu partea de mijloace de intervenție. Avem această automacara achiziționată tot anul acesta, exact în acest sprijin, cum a spus și domnul director, în cazul în care drumurile sunt blocate de utilaje, ați văzut pe timp de polei, inclusiv la insuri, utilaje, mijloace de transport în acestea mari, se răstoarnă sau se pun de-a curmezișul și foarte greu reușim să le urnim de acolo. Sperăm și că această automacara să ne poată ajuta și ea în sensul acesta, să deblocăm calea de transport, de comunicație și cetățenii să poată circula, chiar dacă sunt condiții de iarnă, într-un mod cât mai normal. Domnul președinte, nu pot să decât să vă urez succes și putere de muncă în continuare. Împreună cu dumneavoastră. E ultimul an, să spun, la finalizarea mandatului pe care am dorit să-l țin împreună cu dumneavoastră, pentru că a trebuit să facem o trecere în revistă ce am făcut noi pentru cetățenii județului Călăraș, prin Societatea Drumuri și Poduri, să intervenim, să oferim serviciile pe drumurile județene să fie cât mai bun. Și asta e tot pe care am făcut. Dacă sunt întrebări? Domnule președinte, v-aș întreba, mulți călărășeni se referă la drumul de acces în municipiu dinspre Piscicul. La ce soluții practice vedeți? O colaborare bună cu primăria? Cum veți acționa? Soluția e simplă. Deci am vorbit cu primarul Drăgulin, cu domnul primar Daniel Drăgulin, și soluția a fost să luăm cele două avize pe care le-a indicat Inspecția Construcției de la Regională Prahova și să redepunem documentația în funcție de cei de la Inspecția Construcției de la Prahova, să remediem, să spunem, acele neconcordanțe pe care, prin certificatul de urbanism, nu le-am avut. Ar putea începe în primăvară lucrările? Eu zic că da. Toată soluția asta, cred că o soluție de parte din luna decembrie și parte din luna ianuarie, să obținem avizul, cele două avize de la Armată și de la Drumul Național. Cele două avize care urmează să le obținem. Utilajele de zăpezire va ajung pentru dezăpezirea întregului județ? Nu. Aici am mai intervenit pe zonele de la drumurile județene care sunt aproape de București, cu societăți din zona Bucureștiului, ca să poată să intervină, pentru că numai cazarea, dacă am cazat în zona Bucureștiului angajații Consiliului Județean, a costat foarte mult și atunci am preferat să spunem, să dăm în delegare drumurile care sunt mai îndepărtate de către noi, de către cetele noastre. Iar în rest, avem centrul la Mănăstirea și la Lecliu. Deci centrele care le avem dirijate și, să spunem, coordonate de către Direcția de Drumuri și Poduri Călăraș, prin naveta către aceste puncte, Mănăstirea și Lecliu. Drumuri de pământ, cât mai avem? Cred că mai sunt 120 de kilometri de drumuri de pământ, care urmează, să spunem, în anul viitor, să spunem, parte din ele, cred că între 30 de kilometri să putem, peste 30 de kilometri să realizăm anul viitor, să mai rămână în jur de 90 de kilometri pentru următorii ani. Ele ar putea fi pietruite prima dată?
Păi ele intră pe soluția de îmbunătățire bituminoasă și la momentul ăla ele au un strat de piatră acum existent și venim cu un alt strat de piatră pentru infrastructură, așa cum prevede legislația, decât că noi nu putem să spunem că am finalizat acel drum și cu stratul de uzură. Acel strat de uzură, pentru anii următori, intră în soluția de reparații, dacă finalizăm aceste drumuri de pământ, urmează acel strat de uzură să venim pe, tot pe reparație, pe anii viitori, să putem să le aducem acel strat de uzură ca să le punem la funcționare ca și un drum realizat ca poadă cu infrastructură, stradă rezistență și stradă uzură.